Marian Baronescu este cunoscut în comuna Perișor din județul Dolj ca fiind primul agricultor care a dezvoltat o afacere de succes cu solarii, numai că a muncit împreună cu familia 10 ani pentru a ajunge aici. În 2005, Marian Baronescu, inginer horticultor de profesie, a renunțat la serviciul său cu vechime de 15 ani și a cumpărat 22 de ari plantați cu viță și pomi în comuna Perișor. Inițial a făcut 3 solarii, apoi a continuat să cumpere teren și să investească și după 10 ani are solarii pe o suprafață de 2 hectare și jumătate. Am făcut până acum 8 credite. Am luat de prima dată credite cu dobânzi de, adevărat că erau valori mici, dar cu dobânzi de 25% pe lună. Și am ajuns acum să beneficiem de niște credite mult mai flexibile și încetul cu încetul lucrurile s-au pus pe un făgaș cât de cât normal. Și după 10 ani de investiții, de muncă, într-adevăr, putem să spunem că suntem pe linia de plutire. Când ați apelat la fondurile europene? Păi sunt pionier în fondurile europene. O fostă colegă care lucra pe undeva pe la consultanță zice, vezi că s-au aprobat și o să înceapă niște fonduri europene pe măsura 141 prima dată. Erau acei 1500 de euro pe an, timp de 5 ani. Cu chiu cu voi am accesat acel proiect. Atunci era mult mai greu. Nici consultanții nu știau ce să ceară. Automat după asta am făcut și pe măsura 112 și acolo tot pionierat am fost. Am fost în prima sesiune, a fost foarte greu, am accesat din 25.000, 24.000, așa ne-am încadrat atunci. Și acei bani au fost o gură de oxigen pentru noi, pentru faptul că am investit atunci, ne-am luat un motocultor mai mare, ne-am luat niște centrale, am făcut un solar modern și, într-adevăr, putem să spunem că am dat înainte. Măsura de instalare a tinerilor fermieri face parte și anul acesta din Programul Național de Dezvoltare Rurală și se adresează persoanelor până în 40 de ani care doresc să înceapă o afacere în agricultură. Marian Baronescu spune că agricultura înseamnă multă muncă și perseverență și puțini au reușit să susțină afacerea chiar dacă au beneficiat de fonduri europene. Banii dintr-o fermă de legume vin după 5-6 ani. Și atunci trebuie să aibă răbdare, să aibă încredere, să învețe bine să stăpânească această meserie și dacă investește în viitorul afacerii lui, este ok. Trebuie să înțeleagă că acești bani și din punctul meu de vedere, acești bani trebuie să se ducă acolo unde se va face o fermă pentru viitor. Adică omul respectiv trebuie să gândească, eu ferma asta o fac pentru 20-30 de ani. Bun, e foarte bine ca să investesc pentru faptul că o să observe că în afară de banii care se iau de la Uniunea Europeană pe aceste fonduri, trebuie să mai bage și el cel puțin încă atât. Că acolo se face un business plan de care trebuie să te ții. Cu cât trebuie să crești în următorii ani, câtă producție trebuie să vinzi pe factură și chitanță, câtă modernizare trebuie să faci, așa mai departe. Nu trebuie să se sperie toate chestiile astea, peste tot în lumea asta e normal așa. Anul acesta, tinerii care vor să se mute în mediul rural și să devină agricultori accesând fonduri europene, trebuie mai întâi să își deschidă o firmă la Registrul Comerțului. Apoi, fermierul are mai multe drumuri de făcut până la depunerea proiectului, foarte important fiind planul de afaceri. Sumele care pot fi accesate în 2015 din fonduri europene pe măsura instalarea tânărului fermier sunt cuprinse între 12.000 și 50.000 de euro.